Săptămâna care vine aduce temperaturi normale pentru această perioadă, fenomenul meteo notabil urmând să fie ceața. De asemenea, precipitațiile vor avea caracter mixt, fiind însoțite și de un vânt mai puternic. Marți, la deal și la munte, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această dată, dar în rest, vremea va fi normală termic. Cerul va fi variabil, iar în zonele joase, mai ales dimineața, local va fi ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 4 grade în zonele cu ceață persistentă, mai ales din centrul țării, și 8 grade în dealurile de vest. Marți la Giurgiu dimineața vor fi condiții de ceață, dar pe parcursul zilei se arată și soarele. Vântul nu se prea simte, iar în termometre se adună până la amiază în jur de 5 grade Celsius. Marți la Bolintin, Mihăilești și Ghimpați vor fi 3 grade Celsius, la Hotarele și Izvoarele 4 grade, iar la Comana și Giurgiu 5 grade Celsius. Viteza vântului va fi de 6 km pe oră, presiunea atmosferică 764 mm coloană de mercur, apele Dunării sunt în scădere cu 10-20 de centimetri, cota probabilă 83 de centimetri, iar umiditatea va fi de 79%.